Zăvoranu, mai spumoasă și mai acidă ca niciodată. Kerida i-a aruncat cuvinte și replici dure rivalei sale, Anda Adam, care a fost replica blondei, vedem chiar acum. Da, a pus o poză. Vor cădea pe jos, tot falci. Făcea yoga. Nu, au fugit fatic, au zis, aolea, te urâtești, oare mă mai înțelegeți, că de mine? Oana Zăvoranu s-a dezlănțuit. Iubitul Andei Adam te mai caută acum? Întrebați-l pe el să termine cu bufeurile astea cei doi și să iasă bărbătește, oricum ea e bărbată așa. Și fiind bărbată, ea poate să iasă ca o bărbată să povestească ce se întâmplă. Mă interesează conversațiile mele și ce am eu cu Cătălin. Mult puțin cât e, nu contează. Ea este ultima care mă interesează. Alea m-au deranjat cel mai tare și alea au făcut ca eu să discut. Vreau să spun că aseară am trimis un mesaj, Andei Adam, în care i-am cerut... Măi, cu mamaia asta, păpune. Eu am spus că este o mămăiță, nu o mamaie. Andei Adam i-a dat o replică halucinantă Oanei. Nu am văzut nimic că am fost numai plecată. Te rog să înțelegi că nu vreau și nu pot să fac rostul unei emisiuni. Atât. Am văzut mă cea trimisă, că ea nu știe nimic, e amnezică. Că a fost plecată Oana, cu Sorcova, cred. Oare lui Cătălin să-i fie frică de Anda Adam? Da, da, da. Eu cred că-l bat. Uite-o, iau-te-o, auto, Bruce Lee. Bruce Lee este printre noi, nu a murit, să știți. Se pare că nu doar Oana Zăvoranu este ținta lui Cătălin Țâră, ci și asistenta de la Star Matinal, Raluca Dumitru. Raluca, spune-mi cum te-a contactat Cătălin. Nu, el m-a întrebat ce fac și am spus ce face Anda Adam. L-am întrebat și eu ce face Anda Adam, zis că nu știe. E clar că îi plac brunetele, mă. Un sfat prietenesc mămăiței. Da, te rugăm, Oana. Vezi că noi... Fetele, știi mai bine care sunt gusturile iubitului tău, mămăiță. Uită-te la părul nostru, ce avem noi în comun. Ei bine, the color of the hair, baby. Zice la mămăiță, pentru că o să fugă țărică. Mămăiță, lasă, scoate bretonelul la măturică din față. Că uite, nu-i plac nici treșinile, vezi? Deși a recunoscut că a flirtat cu iubitul Andei Adam, Oana... Nu ai știut posibilitatea de a-l prea vrăzvan în viața mea.